meritul lui, nu? Adică cineva trebuia să primească cadoul mai mic, cineva mai mare, trebuia să punem cumva locurile meritate. Dar noi am decis să dăm cadouri egale. De ce? Vă spun de ce. Luați loc. Bravo, băiețe. Da, vă duceți. Astea sunt cadourile adăugătoare pentru voi. Astea nu merg în număr. Bine? Pentru că ați fost îndrăzneți. Vreau să vă spun ceva legat de ceea ce am petrecut noi aici. Nu a fost doar pur și simplu un singur concurs. Vreau să vă povestesc despre ceva ce a făcut Dumnezeu pentru omenire. De asemenea, prin acest joc am dorit și doresc să vorbesc în continuare despre cadoul care ne este dat fiecare dintre noi, fiind diferiți. Oameni diferiți suntem. Suntem diferiți la caracter, la vârstă. Unii suntem mai învățați, alții suntem, mă rog, mai așa oameni de rând. Dar am primit același cadou. Adică avem parte de același cadou. Nu există Hristos pentru cei mari. Sau nu există Hristos doar pentru cei mici. Și vreau să vă explic, să vă arăt această pildă prin prisma Cuvântului Dumnezeu, Sfânte Scripturi, Sfânte Evanghelie, unde găsim anume aceste lucruri. Cine știe unde s-a născut Iisus? Unde? Nu te arăniește. În ce oraș s-a născut Iisus? Betleem. S-a născut într-un graj, după care a fost pus într-o iesle. Exact. Dar atunci când s-a, înainte de a se naște Iisus, cui s-a arătat îngerul și a vorbit despre nașterea lui Iisus? Cui? Marie. Ce i-a spus îngerul? Ce i-a spus? Vei naște un fiu, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Care vei pune numele cum? Iisus. Adică care vei pune numele Iisus? După nașterea lui Iisus. Ce se întâmplă atunci când se naște Iisus? Ce se întâmplă? Cine cunoaște? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă undeva pe deal? Ce se întâmplă undeva pe